Numele meu este Ștefana Danciu, am 18 ani și sunt fotograf. Mai mult pe partea de fashion, momentan. Fotografia, pot să zic că l-am descoperit cam acum 4 ani. Da, eram în clasa 8-a când am avut primul majorat, deci... Oricum, am început cu simple shooting-uri. Mergeam cu colegele de clasă din generală. Știu că ne întâlneam la mine acasă. Unde mergeam? Eu, cum stau lângă cetate, ok, hai să mergem în ce trebuie să vă spun câteva lucruri despre mine. Am zis că am 18 ani, tocmai am terminat liceul anul ăsta, am terminat pedagogic și asta face că lucrez ca și educatoare. M-am axat mai mult pe partea de fashion fotografii pentru că încă de când eram mică, nu neapărat mică, ci de când am început liceul, am început să urmăresc și fashion TV, îmi cumpăram tot felul de reviste, Elle, Vogue, Bazaar, Mary Clear, tot ceea ce înseamnă fashion. Neapărat, niciodată, de exemplu, mi-am dorit să fiu model. Dar întotdeauna mi se părea foarte, foarte tare, foarte interesantă chestia asta, cine era în spatele fotografiilor fashion. Și îmi place că partea asta de fashion fotografie arată într-un fel viața, de fapt, așa cum e ea, și persoanele și așa mai departe, mai ales când încerci să reușești să scoți dintr-o poză un zâmbet natural, o persoană e ceva wow. Pentru că știu că mai merg la ședințe și uneori persoane sunt foarte, foarte încordate, mai ales dacă nu ne-am mai cunoscut, nu ne-am mai văzut și încerc să le zic o glumă sau, nu știu, să le zic ceva ce să uite complet că sunt la un shooting. De-aia primele poze sunt cel mai nereușite și tehnic vorbind, dar și persoanele ia sunt mult mai rău. Cum vă simțiți? Super ciudat. Ciudat? Dar nu se prea văd luminițele în filmare. Acum să vedem. Am ajuns în lumea basmelor. Am terminat shooting-ul. Ce v-a plăcut cel mai mult la shooting? Nivo. Luminițele la Nivo. Nivo. Deci să înțeleg că locația la Nivo. Da? Bun.